Bună seara! Bună seara! Bucuroși de oaspeți? Bucuroși! Astăzi, aici, în această familie minunată, printre acești oaspeți, frumoși la chip și buni la suflet, întâlnim o doamnă. O doamnă cu suflet mare. O doamnă care astăzi își sărbătorește cea mai frumoasă zi din viață. Ziua de naștere. Felicitări cu frumosul jubileu de 30 plus 30! Doamna Lidia, știm precis că de dimineață ați mai primit mesaje de felicitare în adresa dumneavoastră. Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și vă dorim tot binele din lume. Sănătatea să vă găzduiască, norocul să vă însoțească. Aici, în casa, în familia dumneavoastră, să fie întotdeauna oaspeți de onoare, fericirea, norocul. Și v-aș spune, o viață lungă să trăiți, cu multă demnitate, să aveți doar bucurii și succese în toate. Norocul, fericirea, să nu vă părăsească, iar dragostea și iubirea mereu să vă însoțească. Ce putem să mai dorim în asta viață zbuciumată, decât un trai împărătesc și multă, multă sănătate. La mai mult și la mai mare! Noi oferim servicii surprize pentru tine și vă pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți? Cine a solicitat felicitarea? Haideți să vedem! Țineți această floricică minunată! Avem o tortă pentru masa de sărbătoare. Nu o pune acolo, dar n-ai să mai poți să ne... Vreți poți? Ceva mai tărișor! Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Draga mea mămică, vreau să-ți spun mai întâi de toate cât de mult te iubesc. Ești cea mai bună, cea mai dragă, cea mai scumpă și cea mai blândă ființă de pe acest pământ. Ești cea mai puternică persoană pe care o știu, plină de dragoste, bună, răbdătoare, iubitoare. Ai știut mereu cum să te ridici și să-mi dai curaj și mie. Îți mulțumesc că mereu m-ai iertat de câte ori am greșit. M-ai înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Puterea și dragostea ta m-au îndrumat și mi-au dat aripi pentru a mă ajuta să zbor. Eu îți doresc să rămâi mereu așa. Îți sunt recunoscătoare pentru faptul că mă iubești și retrăiești pentru mine toată viața. Îți mulțumesc pentru că mereu crezi în mine și ai încredere că voi reuși în toate, pentru că mă susții și întotdeauna îmi oferi un umăr de ajutor. Îți mulțumesc din tot sufletul că ai avut grijă de cea mai mare comoară a mea, de scumpii mei copilași. Și aș vrea să-mi cer iertare pentru momentele care te-am făcut să suferi. Doar acum, fiind și eu mamă, înțeleg cât de greu ți-a fost. În această zi minunată, când la buchetul vieții adaugi al 60-lea trandafir, eu vin cu urări de bine. Să ai parte de multă, multă sănătate, fericire, stimă din partea celor ce te înconjoară. Fie ca anii trăiți să-ți aducă multe bucurii, viața să-ți fie plină de înțelegere și susținere din partea celor dragi, să savurezi cât mai multe clipe fericite, să ai parte de magia dragostei, înțelepciunii, nobleții și a viselor împlinite. Mă rog la bunul Dumnezeu să-ți dea multă sănătate, să fii mereu înconjurată de pace și bunăstare, iar dragostea mea și faptele mele să devină cea mai mare bucurie din inima ta. Să știi că ești cel mai minunat și cald suflet pentru mine. Te iubesc enorm, scumpa mea mămică. Cu la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vine fiica Tatiana din Germania. Felicitări! Știți, prin intermediul nostru poate este și ea, aici, la această masă de sărbătoare. Puteți să-i transmiteți un mic mesaj? Și pot spun, să mulțumesc din tot suflet. Da, nu a fost nici greu, sunt copii, sunt aici, dar am ținut tot grămajor, am ținut. Și vreau să sunt până la urmă, și vedeți grămajor și lângă mine.
și e, și jine, și da, da, și copii, nepoți, și pe lângă mine. Noi îi dorim lui doamna Lidia o zi cât mai frumoasă, să aveți toți o sărbătoare cât mai minunată. La mulți ani!